Un tânăr din satul Drogu, județul Brăila, a fost prins în flagrant în timp ce vindea droguri. S-a întâmplat chiar în localitatea sa natală. Polițiștii spun că este vorba despre cannabis, mai ales că au găsit asupra tânărului un dispozitiv de mărunțire și foițe pentru țigări. Anchetatorii așteaptă acum rezultatele analizelor de laborator ca să vadă dacă bănuielile se confirmă. Cazul a fost preluat de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate din Brăila.